minute, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Plecăm de la 200 de euro, dublăm la 400, 800 sau chiar 1600 de euro în această dimineață. Acum depinde și de Marian, căci el este concurentul nostru de astăzi. Marian din Galați, bună dimineața! Neața, Marian! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM. Ai emoții? Da, ca fiecare, normal. Puține. Ce mai e pe la Galați, Marian? Hai să facem puțină conversație, să mai ieși din starea de emoții. Toate bune ca peste tot. Așteptăm. Toate bune o toamnă mai lungă, așa, mai întârziată. E bine. Tu, la muncă, la... Nu, sunt la domiciliu, sunt în cea de-a 14-a zi de izolare după o testare pozitivă. Of, sunt la domiciliu. Ești bine? Da, da, situația e în regulă. Da. Bravo, familia bine? Bine, bine. Ai trecut ușor? Bravo. Da, sunt vaccinat. N-am avut probleme. Bravo, Marian. Felicitări. Regulile concursului le știi? Da, da, le cunosc. Da? Bravo. Da, 6 secunde. Da. 4 întrebări. Ai vreun plan? Unde vrei să, până unde vrei să ajungi? Vedem pe parcurs. Bine. Păi dacă vedem pe parcurs, să știi că, uite, Luca a pregătit deja 4 întrebări. Prima valorează 200 de euro. A doua 400, 800, 1600. Dar e mai bine poate câteodată că n-ai niciun plan. Sunt, vreau să vă spun din capul locului că primele 3 întrebări sunt venite de la ascultătorii noștri, pentru că am făcut un apel la un moment dat săptămâna trecută, mai în glumă, mai în serios, că am pană de idei și au venit foarte multe mesaje, pentru care vă mulțumesc încă o dată. Da, în mai special unui, să știi că cele mai multe întrebări și chiar două dintre cele de astăzi, Marian, sunt de la un concetățean de-al tău, de la Dănuț din Galați, un vechi ascultător deșteptare, ne-a trimis și foarte multe versuri sezonul trecut, pentru cei care își amintesc. Acum a contribuit cu un set important de întrebări foarte bune și două dintre ele îți vor fi adresate în această dimineață, Marian. Chiar primele două sunt de la gălățeanul tău, Dănuț. Bine. O să fie, sunt convins. I-a mai dat și eu lui Luca niște întrebări, dar n-a vrut să se... A venit și de la George, da, dar sunt mai complicate. Se știi că eu tot din Galați sunt. Adică știi, ai putea să ții cont de chestia asta și să iei și din întrebările mele. Bine. Marian, hai să vedem. Suntem trei gălățeni atunci implicați în treaba asta și un bucureștean. Hai să-i dăm drumul la treabă. Ești pregătit? Da, da. Bravo. 200 de euro. Marian! Marian! Da, da, ascult. Te uiți la tenis? Îți place? Da, uneori. E, dacă te uiți uneori, poate fi suficient. Pe Simona o mai urmărești când joacă? Mai puțin în ultima vreme. Știu că arată finala la Cluj. Da, nu, 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 stai liniștit că nu intrăm în detalii de genul ăsta. Așa, în general, dacă ai urmărit cariera. Da, da, în linii mari, da. Atunci e foarte probabil să cunoști răspunsul la această întrebare. Marian, te concentrezi, lasă emoțiile deoparte. Fii atent. Ce culoare este obligatoriu să aibă echipamentul fiecărui tenismen care participă la turneul de mare șlem de la Wimbledon? Culoare albă. De fapt, nu-i culoare, nu-i culoare albă. Ai văzut? Ce legătură are cu Simona? Ai luat-o pe la Ploiești cu Simona? Dacă cu tenis, la Simona, am făcut un preambul ca să-l mai scot pe Marian din starea asta, că-l simt că e prea emoționat. Adică credeam că o duce acolo, că Simona a câștigat trofeul. Practic, a câștigat, trofeu câștigat și tocmai că dacă îi urmărești cariera, chiar dacă nu te uiți în general la tenis, vedeai finala, bam, bam, bum, bam, bam, bam. Și a jucat Simona în alb la Wimbledon? Englezii sunt foarte stricți, englezii. Organizatorii turneului de la Wimbledon în privința echipamentului alb este o datină seculară. Așa. Și știi că au stipulat, chiar dacă o să cauți, sportivii au voie să aibă cel mult o bordură la manșetă sau la guleraș colorată, dar care să nu depășească un centimetru lățime. Mă vorbesc serios. Ce le-a trecut prin minte să pună în regulament. Marian, felicitări, ai câștigat 200 de euro. Da, mulțumesc. Foarte ușor. Hai că n-a fost greu, trebuie să recunoști, nu? Da, așa e. Nu e
grea nici acolo. Acum ai 200 de euro deja, nu mai pleci de la zero, ai de luat o decizie, prima decizie în acest joc, dacă mergi mai departe la premiul de 400 de euro sau te oprești. Deci, dacă întrebarea e făcută tot de un gălăcean, sper să-mi fie cu noroc. Și a doua. Câți ani ai, Marian? Ce anume? Câți ani ai? Ce vârstă ai? 57. Mulți înainte, știi răspunsul sigur. La 57 de ani câștigi toți banii astăzi. Ține minte că ți-am spus asta. Nu trebuia să spun, dar am zis-o. Mergem mai departe sau nu? Da, da. Mergem mai departe. 400 de euro. Marian, fii atent. Pentru 400 de euro, cum se numea primul cățel care a fost trimis în spațiu de către sovietici în 1957? Laika. Numai departe de miercuri s-au împlinit 64 de ani de la acel eveniment. Cred că spui că Laika are 64 de ani, că nu te credeam. Laika săraca și-a pierdut viața în timpul experimentului. A fost Laika și mai cum? Un sacrificiu pentru știință făcut de acest cățel. Iar Marian a câștigat cu prilejul ăsta 400 de euro. Bravo, Marian! Ai fost inspirat, ți-a purtat noroc Dănuț, concetățeanul tău gălățean, cu întrebările de astăzi. Nici prea prea, nici foarte foarte, astea două. Mai departe, și pe barba ta, nu mai ești cu gălățeni. Sunt întrebări. Păi, da. Rămân eu de partea ta, să știi. Să-ți port noroc. Da, dar am să mă opresc aici. Nu cred că faci asta. Să mă opresc că e deja cam riscant mai departe. Păi ce e riscant? Ai răspuns culoarea albă la mai puțin de o secundă după ce a lansat Luca întrebarea. La Laika a fost ceva similar, adică m-am simțit prost că trebuie să țin 6 secunde acolo. Și cum zice, ce zic? George, da, având în vedere vârsta, ai toate șansele, da? Tu decizi, eu nu mă bag. Nu mă pronunț. Gândește-te bine, adică ia în calcul tot ce ți-am spus, că niciodată n-am vorbit prostii, adică n-am dat niciodată în ele, cum se spune, astfel încât să păcălim pe cineva. Răspunsurile, când sunt răspunsuri accesibile, o spunem. Pe bune. Eu am urmărit, dar vreau să răspund și la a treia întrebare, dar în afara concursului. Deci mă opresc aici. Gata, domnule, dacă așa vreau... Clientul nostru, stăpânul nostru, Marian, felicitări! 400 de euro! Bravo, Marian! Da, mulțumesc! Luni o luăm de la capăt, de la 100 de euro, oricum s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Uh-huh. Mă bucur că ai câștigat 400 de euro, dar îmi pare rău că n-ai mers mai departe. Sincer. Acum Luca o să-ți ofere și ultima întrebare, ca să vezi exact despre ce este vorba. A treia, nu ultima. Mă rog, da, ultima lansată astăzi. Da. Ia să vedem, hai să vedem. Cum ar fi fost pentru 800 de euro? Marian! Marian! Ar fi fost 800 de euro și tu ar fi trebuit să ne spui care este capitala Islandei. Reykjavik. Vezi, dacă nu l-a spus pe George, frățior gălățean care ți-a spus că la vârsta da, ta ești de mers până la capăt. Lasă, să nu-ți pare rău, ai luat 400 de euro, sunt bani buni. E foarte bine și așa. Nu poți să știi niciodată, poate te încurcam. Bine, Marian, ce să zic? Multă sănătate din partea noastră, să vă faceți bine, să fiți bine tot familionul. Bravo, da. După experiența prin care ați trecut, să nu vi se mai întâmple și să ne auzim cu bine și cu altă ocazie. Felicitări. Bravo. Da, mulțumesc foarte mult. Numai bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.